Bălșenii care treceau prin centrul orașului au avut ieri ocazia să vadă o lansare de candidat neobișnuită. În stradă, chiar în fața sediului primăriei pe care social-democratul Cătălin Rotea o vizează pentru cea mai înaltă funcție, cea de edil șef. Mă aflu în onoranta poziție de a fi candidatul Partidului Social-Democrat pentru primăria Balș. Este o poziție onorantă pentru că îmi permite ca în următorii 4 ani de zile să muncesc în fiecare zi pentru a contribui la dezvoltarea orașului în care m-am născut, am crescut, în care m-am format ca om, pentru a contribui la dezvoltarea orașului în care părinții mei lucrează de mai bine de 30 de ani, formând caractere pe băncile școlii sau făcând justiție cu înțelepciune după reguli dure și stricte. Cătălin Rotea se bucură de susținerea deplină a socialdemocraților bălșeni, iar președintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, este convins că tânărul Cătălin Rotea este cea mai bună alegere. Parteneriatul pe care vi-l propunem împreună cu PSD Olt, împreună cu PSD Balș, împreună cu Cătălin Rotea, care este candidatul PSD pentru primăria Balș, poate să creeze o echipă puternică, o echipă în stare să salveze orașul de la faliment. Avem cel mai bun candidat, un om cu o pregătire și cu o cultură solide, un om bine educat, un om cu experiență în administrația publică, tânăr, dar mai ales un om cu viziune în ceea ce privește direcția de dezvoltare pentru orașul nostru. Cătălin Rotea Ștefan este omul care alături de noi, împreună, putem cu toții să scriem o pagină frumoasă în istoria Balșului. Haideți să onorăm! La cei 32 de ani ai săi, Cătălin Rotea este licențiat în drept și management și a ocupat câteva funcții importante, de la șef al gărzii de mediu, apoi prefect de Olt, până la cea din ziua de azi de director la evidența persoanelor Olt.